După mulți ani în care vremea din perioada Crăciunului se asemăna cu una de toamnă târzie, meteorologii vin cu vești bune, cel puțin pentru o parte a locuitorilor țării. Potrivit prognozelor, un val de frig va lovi România, iar în unele zone vom avea parte de zăpadă în seara de Crăciun. În intervalul 6 decembrie-3 ianuarie, temperaturile vor fi schimbătoare în toată țara, iar la munte va fi mai frig decât de obicei. În acest interval, temperaturile vor fi specifice unui nu-i sfârșit de octombrie decât unei zi de decembrie, în cea mai mare parte a țării. Precipitațiile în această perioadă vor fi totuși des întâlnite, iar autoritățile roagă șoferii să se pregătească pentru apariția gheții și ninsorii. În Transilvania, precum și în partea centru și nord a Moldovei, vor fi depuneri de polei. În zona montană înaltă va ninge, stratul de zăpadă va avea grosimi consistente, va fi asociat cu intensificarea ale vântului și viscos. În săptămâna 13-20 decembrie temperaturile vor fi mult mai ridicate decât cele întâlnite în mod normal. Această anomalie va fi prezentă pe tot teritoriul țării, iar în unele zone prin nord vor fi câteva precipitații. În rest, precipitațiile nu își vor face prezența în restul țării. În săptămâna 20-27 decembrie temperaturile vor reveni la valorile normale ale acestei perioade, iar în unele zone acestea vor fi cu mult mai scăzute decât valoarea normală a acestei perioade. Chiar și așa, regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile nordice și nord-vestice a țării. Perioada 27-3 ianuarie vine cu temperaturi mai scăzute decât cele întâlnite în mod normal în această perioadă, mai ales în zonele montane. În restul țării, temperaturile se vor afla în media generală a perioadei.